Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Vă spun din vestul țării, Tania Stavilățuna și o întreagă echipă TVR Timișoara. Avem pregătite pentru domniile voastre trei subiecte, cu toate le culturale, și vizează domenii diferite. Mai exact, teatru dinspre Arad, pentru că acolo, pe scena teatrului clasic Ioan Slavici, urmează să aibă loc o nouă premieră în 1 martie. Mai apoi, film, fiindcă un tânăr regizor timișorean ne propune chiar pentru astă seară proiecția primului său lungmetraj intitulat Casa din Copac. Iar ca primă discuție am ales ca ea să se refere discuția la arta vizuală. De ce anume? Pentru că artistul invitat în direct este nevoie să plece fuga fuguța înspre Galeria Pygmalion de la Casa Artelor a Direcției Județene pentru Cultură Timiș, acolo unde la ora 18 urmează vernisajul expoziției intitulată Underwater și semnată Raluca Băjenaru. Servus, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Îți spuneam înainte să intrăm în direct că te pot vedea și prietenii tăi de la București, de acolo vii. Suntem și pe TVR3 și pe TVR Timișoara, așa că salutări din nou prietenilor noștri din întreaga țară. Raluca, ești absolventă de un arte, secție pictură. București, da. Ai venit la Timișoara pentru că Direcția Județeană pentru Cultură Timiș a lansat un concurs de proiecte. E o galerie foarte frumoasă aici, v-am mai prezentat-o pentru a o cunoaște cu toții cei care ne urmăriți pe TVR3, Galeria Pygmalion de la Casa Artelor. Este absolut grozav ce a făcut acolo Sorin Prădescu, directorul Direcției pentru Cultură. E un spațiu foarte viu, e un spațiu intens circulat, sunt expoziții mereu și mereu, care nu rămân pe simeză mai mult de o lună de zile. Trei săptămâni. Da, o dată la trei săptămâni se schimbă, așa, din câte am înțeles. Tu ai adus la Timișoara pictură. Da. Tu ai absolvit pictură, dar nu neapărat pictura este domeniul principal al artei în care tu evoluezi. Ai făcut instalație, mult performance. Așa este. În anii din urmă. Sinceră să fiu, în prezent, ca artist vizual, e mai dificil să rămâi într-un singur domeniu. Sunt foarte multe direcții de experimentare și cu noile media și ar fi păcat să te axezi doar pe direcția pe care ți-o dă formal facultatea pe care o termin, pentru că așa sunt denumite secțiile momentan. Pictură, grafică, foto-video. Însă și în străinătate și la noi începe această tendință ca secțiile să colaboreze foarte mult între ele. Și studenții, și profesorii, și e un lucru bun. Să sperăm că va continua în direcția asta. Dar acum vorbim strictamente despre pictură în expoziția ta. Vedem și niște fotografii cu ajutorul colegilor mei din regie. E pictură? Este pictură. Aceasta este pictură. Mi-am dorit să am un proiect de pictură. Eu fiind absolventă de acestei secții, e adevărat, în timpul facultății am făcut diverse experimente și mă bucur că le-am făcut. Au venit la timpul lor. Facultatea este un interval de timp în care trebuie să experimentezi, e benefic să experimentezi, nu ai încă un nume, nu te prezinți cu o anumită lucrare, nu ești asociat unui anumit domeniu, așa că poți să faci orice nebunie îți trece prin cap și e bine să fie așa. Și ulterior nu mai poți, Raluca? Poți oricând, până la un moment dat? Poți oricând, depinde până la urmă de personalitatea fiecărui artist și de cum își dorește el să evolueze. Din câte am observat, există tendința asta în străinătate cu mari artiști. Există tendința asta să se asocieze unei anumite direcții, unui anumit tip de lucrare, să zicem un stil. Și să fie recunoscuți. Exact, și să nu mai devieze de la acel stil. Nu știu, dacă ne gândim la Anselm Kiefer, de exemplu, toată lumea știe pentru instalațiile lui foarte complexe, cu pământ, rădăcini, crengi, instalațiile astea monumentale. E greu să deviezi de la o anumită estetică atunci când ți se asociază numele cu ea la modul benefic. Galeriile vor să promoveze, se pare, oameni cu nume. Da, nu neapărat oameni cu nume. Încadrați în anumite tendințe?
Da, odată ce ai avut succes cu un anumit stil, probabil că toți își doresc să expună acel stil al tău. Mă uitam la lucrările tale, Raluca. Sunt în ulei? Sunt da, sunt, sunt în mai multe substanțe. În ulei industrial, smoală și pastel. Smoală? Smoală, da. Smoala e, e o materie foarte ofertantă din punctul meu de vedere, pentru că are o transparență și aplicată peste ulei industrial, cum am făcut eu, alterează într-un anume fel culorile. Cu alte cuvinte, expoziția asta ta o fi de pictură pură, dar tot inovativă, măcar tehnic vorbind este, nu-i așa? A mai fost folosită smoala, nu sunt eu prima care folosește smoala. De asemenea, uleiul industrial e tot mai mult folosit pentru că este ieftin, mai ales dacă vrem să acoperim suprafețe mari, dar și pentru că se pot crea foarte multe nuanțe subtile prin combinarea diverselor culori de ulei existente în comerț. Așa, Underwater se numește expoziția ta, Raluca. E ceva atât de aparte acolo, sub apă, despre care ai vrut să vorbești prin picturile tale? Sinceră să fiu, termenul acesta de underwater nu trebuie luat ad literam, așa cum scrie și curatorul expoziției, Emilian Mărgărit. Este o metaforă. Este o metaforă pentru experimentarea cu un anumit mediu. În cazul meu, cu mediul pictural. Eu am vrut practic să mi-am dorit să lucrez pictură. Nu am vrut ca prin aceste picturi să reprezint mediul subacvatic, nu are o legătură cu vreo pasiune a mea pentru mediul subacvatic. Nu am intenționat crearea unor compoziții particulare din start, pur și simplu am lucrat. Am creat suprafețe, am tras linii, am întors picturile cu sus în jos, am așteptat să se usuce, a doua zi am luat-o de la capăt și în felul ăsta s-au creat compozițiile. În proiectul ăsta, din punctul meu de vedere ca artist, e vorba doar despre munca în atelier, nu este un demers conceptual, nu are un concept pe care să fi intenționat să-l exprim. E un o sintagmă metaforă, cu alte cuvinte. Da, un concept premergător lucrului. Nu a existat un concept premergător lucrului în atelier. Am înțeles. Cu siguranță vei explica asta mai pe larg la vernisaj. Sigur, vă așteptăm. Pentru cei care sunt în zonă, în Timișoara mai exact, la ora 18, peste vreun ceas și jumătate, adică are loc la Galeria Pygmalion, vernisajul expoziției Underwater. Nu este vorba despre nimic de sub apă, tocmai am aflat de la Raluca. Alte amănunte și detalii atunci. Mi s-a părut foarte interesant un anumit segment al biografiei tale, Raluca. Tu ai absolvit un arte, dar și o facultate de litere. Așa este. În anul 2005 ai lucrat în București ca jurnalist, da, niște ani, după care ai plecat cu o bursă 6 luni în Indonezia la un institut de artă de acolo, iar din acel moment viața ta a luat o cu totul altă întorsătură. Așa este. Ce-ți veni fatul? Vreau să zic așa. Am fost un moment în care am simțit că am nevoie de mai mult. Eram în punctul în care mergeam la un serviciu de 8 ore și aveam senzația că nu știu de ce fac acel job. De ce îmi dau 8 ore din viață? Zilnic? Zilnic. Pentru ce? Pentru un salariu. Dar doar atât? Adică asta e tot ce pot să fac? Asta e... Așa o să continue viața mea la nesfârșit. Și atunci am spus că voi căuta o modalitate de a experimenta și în altă direcție. Mi-am dorit să experimentez în direcția asta artistică. E o pasiune mai veche pe care mi-aș fi dorit oricum să o urmez la o vârstă mai fragedă, dar drumul meu a mers spre o altă, a mers pe un alt traseu. Și cred că a fost bine că am avut acest parcurs. Întâi o altă facultate și apoi facultatea de artă.
Mai la maturitate. Da, exact. Mi-a dat posibilitatea să mă stabilizez puțin și, pe de altă parte, mi-a dat și posibilitatea de a avea un job, de a mă întreține în timpul facultății de artă, deci de a avea o altă profesie decât cea de artist. Ceea ce e foarte important, mai ales la început, pentru un artist aflat la început, e important să ai o altă sursă de venit care să-ți permită să lucrezi. Hai, Raluca, până și în ziua de astăzi ai o altă sursă de venit și nu neapărat artă. Să fim sinceri până la capăt. Te ajută în continuare faptul că ai absolvit literele, da? Da, asta spun. Asta spun că e bine că am făcut artele un pic mai târziu, nu ca primă profesie, nu ca liceu de artă și apoi facultatea de artă, pentru că am văzut ce se întâmplă cu colegii mei care au terminat, mă rog, care se află la prima facultate, facultatea de artă, și care au dificultăți în a continua parcursul acesta artistic, atât de frumos, atât de special până la urmă, dar se văd nevoiți să își găsească un serviciu pentru a plăti o chirie, pentru a rămâne în București. Majoritatea momentan se află într-o astfel de perioadă de tranziție, să sperăm că pe viitor se vor reîntoarce la artă. Da, din păcate nu trăim într-o societate care să încurajeze arta în vreun fel și mă refer acum la creație pe de-o parte și la consum pe de altă parte, fiindcă e un cerc vicios, dacă îl pot numi așa, da, care se creează între producătorul de artă și cel care cumpără artă. Da, e un cerc întrerupt, e un traseu întrerupt un pic. Da. Cu alte cuvinte, ai plecat în Indonezia, da? Șase luni, spuneam, da. Și mai apoi ai ales să umbli singură prin zona aia de lume. Da, da, singură, m-am plimbat două luni. Adică foarte singură, extrem de singură. În ce țări ai colindat, Raluca? Am fost în Singapore, Malaysia, Thailanda, Cambodgia, Laos și Nepal. Așa, să le vezi pur și simplu. Să le văd pur și simplu, da. M-am gândit că din moment ce am ajuns tocmai până în Indonezia, pe partea cealaltă a lumii, așa, ar fi o ocazie bună să văd mai multe din zona respectivă. Am văzut aproape toată Asia de Sud-Est. Într-adevăr, am călătorit singură, dar nu pot să spun că m-am simțit nesigură. A fost ok. De altfel, bursa pe care am primit-o eu, acum a luat amploare, însă atunci, în 2009, când am plecat eu... În urmă cu 10 ani, adică. Da, da. În 2009 era foarte la început și am fost singura din România care a participat. Participă tineri din toate țările, am cunoscut, ce să zic, tineri din America de Sud, din America, din Europa. Am avut ocazia să văd cum interacționez cu diverse națiuni și asta a fost foarte interesantă. E o experiență de deschidere a minții, să spun așa. Raluca, consider că te-a ajutat în creația ta ulterioară faptul că ai cunoscut acea parte de lume, faptul că te-ai intersectat cu oameni pe care altminte cel mai probabil nu i-ai fi întâlnit vreodată? Ți-a fost de folos în actul creativ ulterior? Da, da. Da, și din punct de vedere al cercetării pe care am făcut-o, licența mea am făcut-o pe tipul ăsta, pe documentare, pe tipul ăsta de artă primitivă, inspirată din zona respectivă, dar m-a ajutat foarte mult și ca om. Da. Da, capeți o complexitate umană în momentul în care călătorești și te confrunți cu diverse situații, cunoști diversi oameni, înveți să fii independent și mai ales înveți că există atâtea lucruri pe lumea asta, atâtea locuri care trebuie văzute, atâtea persoane pe care le poți cunoaște și fiecare are povestea ei și că te poți îmbogăți în acest fel sau și în acest exact, fel. Exact, te dezvolți pur și simplu, ăsta ar fi cuvântul. Vreau să readucem aminte pentru cei care ne urmăresc acum vernisajul expoziției de pictură Underwater la ora 18 astăzi la Galeria Pygmalion a Casei Artelor. Vă poftește acolo chiar artistul care a pus în scenă expoziția asta, mai exact Raluca Băjenaru, care vine dinspre București. Pragul de Sus, formația de aici, din vestul țării, din Hunedoara mai exact,
Urmează să aibă concert la Timișoara la vineri 15, mâine 22 februarie de la ora 20. Vă propun așadar o piesă, un clip cu cei de la Pragul de Sus, Te voi chema, se intitulează. Joci viața cu zimzare. Oare de ce, oare de ce lași clipa să treacă iar? Oare de ce, oare de ce minte mă ții ascuns? Oare de ce, oare de ce iubirea nu e de ajuns? Nu pot să te ascunzi, nu pot să mai fugi din calea mea. Degeaba să treacă iar. Nu pot să te ascund.